cred că exista un soi de necesitate culturală, atât pentru public, cât și pentru artiști. Pentru că într-un spațiu atât de ofertant din punct de vedere geografic, unde există decoruri vii, oferite de natură, era necesar să se întâmple, să aibă loc un astfel de eveniment care să pună în valoare atât Teatrul Constanțean, cât și zona geografică, și orașul, și județul Constanța. Acest festival a fost moșit pe undeva tot de Silviu Purcărete și a început un festival de teatru antic. Sunt spații extraordinare în Constanța, în jurul Constanței, în toată Dobrogea, și e important că s-a născut acest festival și că poate să devină un motor de dezvoltare comunitară, așa cum s-a întâmplat la Sibiu. Ideea brechtiană de a ieși din spațiul convențional acela, de a ieși din pereții teatrului și a scoate spectacolul, teatru în general, la vedere, în stradă. Am avut această experiență frumoasă când oamenii, trecând și neștiind că aici se desfășoară un spectacol, rămâneau să vadă și rămâneau cu gura căscată să vadă ce se întâmplă. Cred că avem nevoie de această formulă pentru că oamenii vin din ce în ce mai rar la teatru și atunci, ca niște negustori de calitate, ne scoatem la tarabă producțiile noastre, și anume spectacolul teatral. Sper ca și în anul ăsta să avem un public dornic să guste o comedie shakespeariană.
c'est vraiment un espace idéal pour pouvoir présenter justement, je pense, une pièce comme la nôtre, parce que déjà c'est au cœur de la cité, donc on a directement les réactions des enfants, des tous les âges dans la ville, etc. Je trouve ça assez, assez fort comme contact avec le public. Et puis c'est magique aussi parce que ça se construit comme ça, en plein cœur de ville, avec plein d'énergie positive. Tout se met en place petit à petit d'une façon assez merveilleuse, assez magique. Les comédiens puissent danser, exprimer avec leur corps, et que les danseurs puissent aussi exprimer avec leur voix. Vraiment une vraie recherche corps-voix autour d'un mythe qu'on peut retrouver en France, en Roumanie et partout ailleurs. Eh bien, nous l'apprenons à l'instant, la rumeur de sa mort était fausse. Le roi Thésée est de retour. Il a longuement salué la foule en délire avant de se retirer dans ses appartements. Omorâți-vă dacă vreți, dar faceți-o în liniște pentru numele lui Dumnezeu. Tu cine ești? Nu vă mai fi! Alonso Quijana va fi un mare cavaler pe numele lui Don Quixote de la Mancha! Story of women like me. Violated. Betrayed by the gods. Femmei violate. Tradate de zei. Io pot. Tu ne pozze. Io pot. Tu ne poți!
am avut mai multe activități între Luxemburg, Eș, viitoare capitală culturală europeană în 2022, și Sibiu. Propunerea a venit de la Charles Müller, marele prieten al meu, al festivalului, directorul Teatrului Național din Eș, Surealzet, care ne-a propus să facem acest text la Abația Neumünsterului, un loc absolut extraordinar, o fost închisoare care a funcționat vreo 300 de ani și care a fost transformat în unul din cele mai frumoase și interesante centre culturale ale lumii. Și iată, după 10 ani, în sfârșit ajungem aici, pe malul mării, unde Ovidiu a scris această capodoperă, un text absolut uriaș, un text fundamental care a adus la lumina rampei nenumărate montări. În orice caz, este cea mai longevivă, cea mai de succes reprezentație din toate câte au existat și există. Ea va continua. Nu m-a surprins deloc că urma să facem o preluare a acestui spectacol, nu într-o hală ca la Sibiu, ci pe o dană în port, în Constanța, cu casino aproape, cu macarale, o să se vedeți poate pe înregistrare, cu macarale de port în cadru, cu o sumedenie de lucruri, și faptul că nonconformismul s-a manifestat încă o dată. Acest nonconformism poate să inducă de multe ori greutăți în preluarea unui spectacol. Am străduit împreună cu toată echipa să facem poate cea mai bună preluare care s-a făcut la un spectacol, al unui spectacol al lui Silviu Purcărete. Și da, provocarea a fost mare. A trebuit să ne găsim exact unghiurile cele mai favorabile, să ne găsim pozițiile cele mai bune, să ne găsim modalitățile de a gândi un decupaj care practic nu se face în timpul filmării, ci se va face ulterior, filmare simultană cu 8 camere, ceea ce ne dă un mare avantaj, pentru că la montaj vom avea enorm de multe posibilități să putem să surprindem cât mai bine să spun natura Purcărete? Să spun omul Purcărete? Nu știu. Thank you.
Suntem aici de 3 zile, am repetat azi noapte, am repetat astăzi pe zi și iată, împreună cu toți spectatorii care vin să vadă acest miracol, vom face acest dialog care ne este foarte drag inimii noastre, pentru că e pentru prima dată când îl facem aici, la Pontul Euxin. Este un miracol că aici, în țipetele pescărușilor, în valurile mării, aproape de cazinoul care așteaptă cu nedreaptă suferință o reabilitare pe măsură, veți vedea unul din marile spectacole europene, pentru că este vorba de un mare spectacol despre ce a însemnat Europa. Alex, sclavul permanent, când e cu fața la tine, să-l vedem. Venesc cu stăpânul. Cum filmezi, ce filmezi, cum captezi sunetul, cum am găsit modalități astfel încât să ne putem apropia cât mai mult de ceea ce practic vede un spectator când se află în gradelele pe care le vedeți în spatele meu. Tot jocul se face către ei. E un spectacol de tablouri foarte, foarte puternice, foarte vizuale. Și sunt 8 camere, se filmează simultan. Din punct de vedere al sunetului, ei joacă cu microfoane amplificate pe care noi în car le preluăm pe toate, surse individuale. E o descriere video și audio, dar sunet și imagine, perfectă a subiectului pe care îl atacă. Probabil că n-ar fi bine să vă devoalăm foarte mult din ceea ce înseamnă acest spectacol Metamorfoze al lui Silviu Purcărete, ci să vă spunem doar că este un spectacol pe care nu se, cum se spune în limbaj așa mai de cartier, nu se merită să-l ratați.